că... Dragoș e cu noi la telefon. Bună dimineața, Dragoș. Alo. Bună dimineața. Neața. Alo, bună dimineața. Suntem echipa de la Neața, am sunat probabil să spunem la mulți ani. Să trăiți. Zice exact, abia așteptăm să spunem la revedere. Unde am nimerit, Dragoș? La Iași. La Iași ați nimerit. Cum e la Iași? Am auzit că e se scrie numai cu stilouri cu peniță de aur. Da, da, da. Și se folosește numai cerneală de asta bună de ștrunf. Da, așa, așa e. Ninge frumos. E zăpadă. Nu bate vântul. Cu ce te ocupi, Dragoș? Lucrez în IT. Adică ești acasă de foarte mult timp. Da, mai exact de când m-am angajat și de când a început pandemia. Mamă, cât de tare. Lucrezi de acasă, nu? Da, da. Deci când ești pe telescaun, nu ești la munte, ești la telemuncă. El de asta a zis că nu bate exact vântul, că stă numai în casă. Cum merge frumos, îl vede de pe geam, dar nu bate vântul, că stă numai în casă. Da. Lăsăm și pe cei care trebuie să ajungă la ore fixe, să meargă la muncă, să fie mai liber orașul. Am înțeles. Câți ani împlinești? 26. Cum e viața la 26 de ani? Foarte frumoasă. Anul ăsta am să mă însor. Păi tu mai spui schimbă foarte timpul. Frumoasă. A fost frumoasă. A fost frumoasă. Dar să știi că suntem alături de tine. Te susținem. Da, zice, așa, tu ce faci? M-am căsătorit. Bine că e sănătos, măcar. Ce e cu tine? Nu te-am văzut de foarte mult timp. Zice, am fost în comă. Zice, păi, ai bani, bă, noi am stat numai aici, între blocuri. Dragul nostru, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani! Trăiți!